Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem într-un loc special, ca de fiecare dată. Suntem în centru vechi. Nina e acolo, în spate, mișcă din cameră. Și am descoperit un loc foarte interesant în centru vechi. Am trecut de atâtea ori pe lângă el, nu știu cum de ne-a scăpat, dar acum, dacă tot l-am prins, am zis, gata, hai să-l vizităm și să vi-l arătăm și vouă. Și de ce nu să veniți aici și vă arătăm acum ce o să găsiți în acest muzeu. Suntem la Muzeul Fotbalului și suntem cu doamna domnișoara Tiziana. Tiziana, exact, Gagiu. Așa. Directorul muzeului. Ok. Și vă urez bine ați venit în primul muzeu de fotbal din Europa de Est. De altfel, suntem și singurii. Iar conceptul clădirii este foarte interesant, pentru că la parter este acces gratuit tuturor vizitatorii. Okay. Iar oaspeții care ne trec pragul pot să viziteze o cafenea de specialitate pe timpul zilei cu cocktail bar, un magazin de suveniruri, care de obicei oamenii le vizitează la finalul turului, okay. Iar în spate urmează să se deschidă un restaurant, okay. Unde se pot face vizionări de meciuri, să mănânce ceva. Iar în partea de sus, pe aproape 5 etaje, este Muzeul Fotbalului. Atât de înalt este. Și o să ajungem acum acolo. Pornim înspre muzeu? Haideți, da, gat? Haideți. Bun. Ne-ai spus ceva interesant despre clădire. În primul rând, este foarte prietenos cu oamenii cu dizabilități. Da, e într-adevăr. Alături de colegii mei am investit foarte mult în partea aceasta de ISU, de toate reglementările de care avem nevoie în caz că se întâmplă ceva, dar în același timp avem și o secțiune dedicată persoanelor cu dizabilități. Avem anumite rampe, anumite acces pe niveluri în care oamenii pot să acceseze ușor. Exact, adică oamenii pot veni dacă ar putea singuri, pentru că atât de prietenos e sistemul, sunt niște rampe. Da, exact, avem niște platforme cu telecomandă, exact. La fiecare nivel intermediar, la fiecare etaj, să vezi, clădirea este foarte interesantă, pentru că nu este doar un nivel așa, ci ele sunt intermediare. Iar oamenii pot să se plimbe de unii singuri. Exact. Încercăm. Și pe lângă asta, aveți o autorizație ISU foarte tare, pentru că mi-ai spus și poți să-mi spui în continuare, poți să spui tu de fapt, ce se întâmplă dacă se întâmplă ceva. Într-adevăr, clădirile sunt unite printr-un atrium, adică avem, să arătăm asta. Avem un tavan de sticlă care în caz că se întâmplă ceva, se deschide, toate ușile se deschid automat, liftul coboară jos, practic totul este automatizat. Deci sunteți puși la punct cât se poate de bine pe partea asta. Încercăm cât de tare, întotdeauna e loc de mai bine, dar am încercat foarte tare partea aceasta să fim partea de training a oamenilor, partea clădirii, cât mai în amănunt făcută. Ok, hai în muzeu, că abia așteptăm să-l vedem. Ajuns la muzeu. Ce avem aici? Avem foarte multe echipamente sportive, nu? De fotbal, bineînțeles, nu? Da, dar înainte de asta spun eu povestea clădirii. Te rog. Pentru că așa cum se vede în punctul ăsta, o să vedeți că în fața noastră avem o clădire veche de peste 100 de ani. Adică parte din față. Parte din față. Partea unde e intrarea liberă și exact, e unde acolo. Vedeți, okay. Piatra cubică, o să vedeți că pe alocuri avem niște lemne foarte vechi. A fost o provocare în sine și alături de designerul clădirii am acceptat să implementăm bucăți din fosta clădire, da. Și să le integrăm într-un design nou și inovativ. Dar ce am făcut a fost cu atât mai fun, pentru că asta e clădirea nouă, finalizată în 2022, da. Corpul acesta în care ne aflăm. Și ce am făcut a fost să ne ducem cu toate ce ține de istorie și tradiție, iar în clădirea veche ne-am dus cu peste 150 de metri pătrați de ecrane LED. Ok. Și acolo este experiența multimedia. Okay. Am încercat să facem un mix și o trecere de la vechi la nou și oamenii practic o să facă vechi, nou, vechi, nou. De fiecare dată când, pe fiecare etaj practic. Exact, exact, exact. Ok. Păi uite, chiar vedem acolo zona multimedia cu foarte multe ecrane. Și arată deosebit. Ok. Iar aici prima cameră pe care vizitatorii noștri pot să o vadă este o cameră dedicată fotbalului românesc, unde vorbim despre marile legende ale fotbalului românesc și o să vedeți că avem lucruri și obiecte care au aparținut marilor fotbaliști. Hagi, Dobrin, restul le descoperă vizitatorii. Corect. Dar avem, de exemplu, la tricoul lui Dobrin. Este unul dintre preferatele mele, pentru că în meciul respectiv Dobrin centrează, îți sparge capul, iar în partea aceasta de la umăr au rămas petele de sânge. Mm-hmm. Colecțiile sunt
temporare. În momentul de față avem expuse 350 de obiecte dintr-un total aproximativ de 5.000 pe care îl putem accesa. Și spun aproximativ pentru că cu fiecare vizită pe care fotbaliștii ne fac, pentru că am avut foarte multe de când am deschis de aproape un an, ne donează câte ceva. Deci cu puțin noroc vizitatorii se pot întâlni chiar și cu fotbaliștii. Și știu că aceste evenimente de întâlnire cu fotbaliștii le mai posta și pe Facebook. Exact, nu? Le anunțăm. Câte uneori vizitele pe care le fac nu le putem anunța, okay, din vari motive, dar sesiunile de autografe, de obicei dăm acces vizitatorilor, se fac fotografii, copiii pun întrebări, este și cu presă, e foarte efervescente. Deci urmăriți pagina de Facebook ca să vedeți acolo când vă puteți întâlni cu idolul vostru sau cu preferatul, exact, vostru. Exact. Okay. Muzeul este privat. Da. N-aparține nici de stat, nici de federație. Suntem certificați de Ministerul Culturii, iar în ultimii 117 ani, noi alături de Muzeul de Artă Recentă am reușit această performanță. Sunt doar două muzee certificate private. Și ce ne propunem este să schimbăm colecțiile la un timp regulat, astfel, da, încât să oferim de fiecare dată ceva nou vizitatorilor. Foarte frumos. Ok. O să vedeți că în colecții nu este vorba numai despre jucători și despre antrenori, ci vorbim și despre arbitri și despre comentatori, despre minge, care, da, este unul dintre cele mai importante personaje ale jocului. Da. Avem istoria fotbalului feminin. Sunt multe, multe informații pe care cei mici și cei mari le pot descoperi. Ok. Și pe lângă poze și obiecte avem și mesaje, avem și informațiile, avem care legendele, sunt scrise aici, exact, legende, exact. Da? Unele dintre exponate au un QR code, iar dacă se scanează cu telefonul mobil, ori e un filmuleț din meciul respectiv, ori avem un mesaj de la jucătorul respectiv. Am încercat să-l facem cât mai interactiv, okay, mai ales că este un challenge în sine în perioada, în societatea în care trăim, să menținem vie atenția vizitatorilor. Și am încercat să facem cât mai interactiv, cât mai multimedia, ca să transmitem informația într-un mod cât mai relevant. Ok. Craiova. Da, bunicul meu a fost poștar la Știința Craiova. Aha. Și de aici și... A apărut cumva de pe acolo un pic din pasiunea aceasta, da, pe care, da, acum... Da, da, da. Exact, exact. O pui la dispoziție. Deci aceasta este sala multimedia, nu? Îi spunem camera de experiențe, pentru că obiectivul nostru a fost să lăsăm pe oameni cu pielea de găină și până acum ne-a ieșit cât de cât, pentru că în fapt vorbește despre impactul pe care fotbalul are în comunitate și despre emoția pe care și energia pe care suporterii o transmit la fiecare meci. Într-adevăr, dacă stai aici în centru și urmărești și te uiți și vezi imaginile, chiar... Chiar ți se poate ridica părul pe tine, da. Dar, de fapt, reflexii ale acelui așa. Măreție. Deci trebuie neapărat să-ți petreci câteva minute aici. Exact, exact. Ne poate face parte din ea. Pe fiecare dintre noi. Fotbalul are puterea de a ne schimba. Pe fiecare dintre noi. Așa că fotbalul are puterea de a schimba lumea. Fotbalul și-a găsit locul. Este aici, la Muzeul Fotbalului. Și sunetul pe măsură. Exact, exact. Iar aici suntem în clădirea veche. Exact, suntem, da, în clădirea veche. Pentru că asta, exact asta e legătura între clădirea nouă și clădirea veche. Exact, exact. Ok. Iar aici vorbim despre impactul pe care fotbalul are în lume. Și avem tricouri cu povești, tricouri cu impact. Chiar acolo, cel galben, este un tricou purtat de Ronaldo. În Haiti, în 2004, a fost un război intern. Rebelii înlătură pe președinte de la putere. Însă, pentru o zi, războiul se oprește datorită fotbalului. Wow.
pentru că echipa națională a Braziliei este invitată să facă un amical cu Haiti și fiind destul de tensionată situația pentru că era război, nu știu cum să transporte jucătorii. Și drept urmare bagă tancurile. Tancurile intră pe aeroport, echipa națională a Braziliei intră în tancuri, iar pentru câteva ore toți oamenii din Haiti aleargă după acele tancuri ca să-i atingă pe jucători. Și avem declarația lui Ronaldo, care a purtat tricou în meciul respectiv, vedeți că are și semnăturile tuturor colegilor de echipă, și a declarat că până în acel moment nu a realizat ce impact poate să aibă fotbalul în lume. Pentru că pentru o zi au reușit să oprească un război. Fotbalul nu este doar despre tactici, joc, e mai mult de atât. Da. Iar aici avem marile legende internaționale ale fotbalului. Ne aflăm în camera în care avem o colecție permanentă și puteți descoperi o variantă rară purtată de Hagi la Real Madrid, da. Maldini și multe altele, dar în special următorul tricou este un tricou purtat de Maradona când a fost la Barcelona. Ok. Cel din vitrină, da? Da, da, da. Mă rog, toate sunt în vitrină. Cel de aici, da. Da. Cumva în această cameră, fie că ești iubitor de fotbal, fie că nu ești, o să recunoști nume din fotbal. Ronaldo, Maldini, Messi, Zlatan, Figo, cumva nume actuale, și fie că ești pasionat, pasionată de fotbal, tot o să te ducă într-un anumit moment cu gândul. Ce mai este interesant și ce le place vizitatorii, avem evoluția ghetelor, de unde au apărut. Ok, da. Din 1850 până în 1950. Multe tricouri, multă istorie, multă muncă, multă perseverență. Da. Și legendele fotbalului. Da. Pe care le vedem scrise și acum. Exact. Da. Fiecare obiect este autentic, purtat, și în partea de jos se vede, se regăsesc informații despre tricourile respective. Ajungem la etajul 2. Exact. Camera internațională, practic, da. Camera anterioară a fost un mix între legende românești și legende internaționale, iar acum pășim mai mult către competițiile internaționale, către români care au jucat în străinătate, dar mai ales ajungem la ceva foarte drag mie, și respectiv evoluția mingii de fotbal de la campionatul mondial din anii 1930 până în prezent. Pe care o avem aici. Exact. Deci astea sunt primele mingi de fotbal. Uite-le, da. Exact. Iar povestea mingilor e foarte interesantă, pentru că în fiecare 4 ani mingea se schimbă, dar înglobează mai mult decât atât. Înglobează schimbări sociopolitice ale vremurilor respective. Și, de exemplu, în 1930, în finală, ajung Uruguay cu Argentina și vedeți că avem două mingi. Da. De ce credeți? Mai bine spui tu. Nu. Pur și simplu, Argentina și Uruguay nu s-au putut decide cu ce minge să joace. Ok. Și au jucat practic amândouă în reprize diferite? Exact. Da? FIFA a intervenit și a spus că Argentina joacă prima repriză cu mingea lor. Okay. Drept urmare, Argentina conduce în prima repriză. Ok. Iar la pauză, Uruguay intră cu mingea lor, egalează, scorează și câștigă primul campionat. Wow. Exact. Deci, uite, poate chiar contează mingea uneori, nu? Da, da, da. Nu știm exact. Sau să nu fie superstiție. Mă rog, da, da, da. Eu știu mai bine. A fost un campionat, un prim campionat în care nu a existat etapa de calificări ca acum. Practic, cine a putut ajunge până în Uruguay s-a calificat. Ok. Iar România a făcut undeva între 25-30 de zile cu barca
Și așa ne-am calificat la primul campionat. Wow! Dar mai interesant este că avem o minge în 1930, care arată, cum zicea bunicul, dacă primeai o minge de aceasta iarna, îți rămâneau semnele pe față. Da. Și ajungem la mingea de anul acesta, da, în 2022, mingea cu care s-a jucat în Qatar, o minge care trebuie să stea la încărcat, precum un telefon mobil, înainte să intre pe teren, pentru că are un soft integrat care comunică cu arbitrii și le sesizează diferite erori, wow, de pe teren. Uite la ce s-a ajuns. Da. Iar și bineînțeles o să mai capete și alte modificări. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce mai apare. Ce mai apare, da. În rest, mingea se schimbă din 4 în 4 ani până, da, în anul 1970. Cum puteți vedea că se uite schimbă... Uite aici, în stânga. Aici, da. Aici. Unde mingea capătă forma de minge pe care o știm. Da. Are primul sponsor, Adidas. Da. Și asta este una... Practic, atunci se schimbă fotbalul. Adidas cumpără drepturile de sponsorizare pe minge și pe competiție. Este campionatul din Mexic. Un campionat care s-a redat TV în mod color, în ciuda faptului că mai mult de 90% din populație încă dețineau televizoare alb-negru. Ok. Dar mingea capătă forma de minge pe care o știm și la care cum apare, da, în desene. Iar Adidas rămâne în continuare sponsor și din 4 în 4 ani se modifică, schimbă denumirea și încearcă să atragă atenția jocului. Da. Pentru că o altă minge controversată a fost în 2010, Jabulani, în care schimbă forma, o fac mai aerodinamică și este una dintre cele mai controversate mingi pentru că s-a făcut petiție să fie scoasă din joc. Okay. Pentru că nici portarii nu-și dădeau seama încotro se duce. Zbura, mm-hmm, de capul ei. Deci aici poți să vezi mingile de aproape, așa. Da. Un alt... Ia uitați, chiar ieri ne-a ajuns acest tricou de la Balint. Ieri nu era. Da, da, da. A venit, încă n-am apucat să-i punem... istorie sau descriere, o legendă, este cel pe care l-a purtat la campionatul mondial. Da. Deci cea mai nouă achiziție a acestui muzeu. Da, donație. Donație. Da. Da. În rest, aici mai avem un tricou foarte interesant, este cel al lui Marcel Răducanu. Singurul român care a fost invitat de Pele la amicalurile pe care le organiza, Răducanu a fugit din țară și a jucat la Dortmund. Și puteți observa că pe tricou aveau sponsor Swarovski. Da. Și drept urmare tot tricou este bătut cu pietre Swarovski. Are aici, pe guler, iar în spate, în oglindă, se poate vedea că inclusiv numărul are încrustat de pietrele Swarovski. Da. Avem despre campionatul mondial din anii 70, primul campionat european pentru România și mai avem o zonă dedicată meciului Steaua Barcelona din 1986, unde Steaua învinge Barcelona cu 4-0 datorită domnului Duc Adam. Și am avut mânușile, pentru că le-am găsit colecționarul. Da. Era un român, Duc Adam la câteva zile după meci l-a vândut. Okay. Au ajuns la un colecționar român care trăiește în Canada și mi le-am dat pe timp de 6 luni. Foarte drăguț din partea dânsului. Exact. Da. Și sunt multe lucruri interesante legate de acest meci, pentru că vedeți că Steaua are aceleași culori cu ale Barcelonei. Exact. Și înainte de meci, UEFA se duce la Steaua și zic că nu poți să joace în culorile lor. Și trebuie să joace în alte culori, pentru că se confundă cu ale gazdei și joacă în alb-roșu. Avem tricou în camera cu ecrane. Da. Și a fost nevoie să facă antrenamente suplimentare, pentru că le era foarte dificil să se recunoască pe teren. Dar ironia este că cel mai important trofeu din fotbalul românesc este câștigat de Steaua în culorile alb-roșu. Unii dintre cei mai mari competitori de pe piața locală. Da, exact. Da. Da. Iar aici avem diverse lucruri pentru pasionații de fotbal. Avem plachete Lego, albume Panini. Da. Un colț al presei. Despre fotbal, în care au fost și românii de-ai noștri. Reviste destul de vechi. Da, 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 da. Reviste care încă nu mai sunt. Care nu mai sunt.
Iar dacă până la acest punct al clădirii am văzut amintiri din lumea fotbalului, acum începem să ne creăm noi propriile amintiri și începem să ne jucăm. Este parte din experiență unde situația devine din ce în ce mai antrenantă. Da. Și unde chiar vă invit să testați. Okay. Pentru că avem cabina comentatorului. Ah. Intrați, vă puneți căștile, așa, selectați un fragment de meci și începeți să comentați. Ce drăguț! Iar la final apare un QR code în care puteți pleca cu înregistrarea acasă. Ok. Iată. E chiar și zona în care nu ai zgomot de afară. Ok, și te așezi. Dați ok acolo. Dați mai departe pe butonul din dreapta. O să vi se fac o poză acum. Ok. Ok. Iar meciul o să apară pe ecran. Și acum puteți începe comentarii. Da, e foarte interesant că nu știu cum să comentez, dar... Apără Duc Adam, exact. Da, e foarte interesant că poți să faci chestia asta, poți să te joci cu ideea asta și la final pleci cu amintire. Exact, cumva una dintre ce ne-am dorit noi să facem este să arătăm de fapt cât de dificil este să fii comentator. Exact. Pentru că ai în față niște omuleți cu niște numere pe spate, în momentul în care tu trebuie să știi un background, informații medicale, transferuri, ce au făcut zilele trecute, cum au jucat meciurile, da, în alte meciuri. În... Și trebuie toate astea să le spui și în timp ce comentezi meciul și să fii foarte atent la ce se întâmplă acolo. Exact, într-adevăr. Exact. Văd că există și un cod QR. Din scanând codul QR poți să downloadezi... Poza și înregistrarea cu un timp super ce faci. Da, interesantă idee. Cred că copiii sunt foarte fascinați de ideea asta. Și nu numai copiii. Și adulții. Exact, exact. Este un lucru bun. Iar aici avem diverse jocuri despre Gică Popescu, un puzzle în care trebuie să găsim obiectele din spate, o ghicitoare. Avem birou de conferințe, okay, de birou de transferuri, în care vizitatorii își pot face poze. Da. Avem această instalație care este unică, este făcută pe comandă, a fost făcută în China și se comportă exact ca o minge, are atâtea petice cât are o minge și se comportă ca un ecran integrat sau, da, ca 32 de ecrane diferite. Iar aici avem o zonă cum se jucau copiii pe timpuri și cum se joacă în prezent. Iar aici avem o variantă de joc produsă de fabrica Metalul Globus, fabrică care pe timpuri producea jucării și gloanțe. Românească? Da. S-a privatizat între timp și au făcut și echipă de fotbal și chiar cred că au trecut din Liga a doua. Da. Și bunica îmi spune că asta a stat la baza jocului Năsturei, pentru că neavând resurse pe vremea comunismului, asta le-a fost inspirația pentru Năsturei. Da. Asta e variantă din 1960, iar acolo avem variantă nemțească 1966. La bază sunt, e același stil de joc. Și vă invit în 2023, cum se joacă copiii astăzi, stând în fața unui ecran. Da. Duceți-vă chiar în cercul acolo, cerc, dați din mâini și sunteți portar. Ah, ok. Faci un pic de sport. Exact. În toată clădirea putem spune că facem sport la cât de mare este. Da. Hai să mai apăr una. N-am apărat-o. E bine. Și ați experimentat cum este să fii și portar. Da. Iată. Iar acum mergem să ne testăm abilitățile de sportiv, fotbalist și mai mult. Da. Pentru că ne ducem în următoarea cameră. Da, etajul 3.
Iar aici avem un penalty corner unde putem trage la poartă, avem un PlayStation și nebunia acestor zile, aceste subsocăre. Da. Cele de aici? Da, exact. Cum se joacă? Haideți să vedem cum se joacă. Haideți, stați în partea cealaltă. În mod normal ar trebui să ne descălțăm, dar... Aha, ok. Și practic să șutăm și să apărăm, nu? Exact. Bun. Ok. Ha? Bine, cred că să dă și un pic mai tare. De acord, dar mi este că suntem încălțați. Da. Hai, vrem să vedem un gol. Bine, hai. Gata. S-a simt că am fost lăsată să câștig, dar e ok. Da. Iar aici este o parte a clădirii și a muzeului în care vizitatorii noștri petrec cel mai mult timp. Da. Pentru că vin cu gașca de prieteni, se joacă, trag la poartă, se joacă la PlayStation. Putem spune că noi am ales în special o oră în care să venim și să avem cât mai puțin oameni să putem face filmarea. Exact, exact. Dar de obicei știu că sunteți vizitați. Da, da, uh-huh. da. Da. Păi și practic aici se încheie, nu? Aici se încheie turul. Da. Ce am uitat eu să menționez în prima parte este că mai avem un etaj. Da. Unde avem anumite expoziții temporare. De exemplu, am adus trofeul Super Bowl de la fotbal american și am deschis etajul special. Dar în rest îl folosim pentru partea de business to business, în care organizăm conferințe de presă, workshop-uri, zile de naștere. Această parte de business to business pe care o avem în componenta noastră. Ok. Foarte drăguț. Păi nu ne-a plăcut ce am văzut. Sperăm că v-a făcut poftă să veniți aici. O să lăsăm link-uri în descriere cu locație, cu Facebook, cu tot ce trebuie. Și vă mulțumim că ne-ați primit și ne-ați arătat muzeul noi dumneavoastră. Noi mulțumim și vă așteptăm pe Gabrovin 24 la Muzeul Fotbalului. Da. Toate cele bune.